Vreau să fiți atenți că a fost problema spectaculos de frumoasă. Deci așa am gândit. Dacă toate borcanele ar fi de 500, cum la gândeam înainte, dacă toate capetele ar fi găini, am consumat atâtea picioare. În cazul nostru ar fi 33 ori 500 și fac 16.500. Da? Gata, vă uitați aici ca să mă urmăriți. Richard. Gata, stă la tablă, Richard, și tu te pun să scrii frumos. E pedeapsa asta. Da? Dacă îl pun să scrii frumos. E pedeapsa. 16.500. Și vedem câte grame avem în plus. Iată, 210 grame. 210.000. 210.000, parcă este. Sau 21.000. Scădem pe 16.000. Da? 500. Și mai rămân 4.500 de grame în plus. Da. Dar pe acestea, 4.500, le punem în borcane ca să completăm până la 800. Deci, mai punem în fiecare borcan câte 300. Aici nu v-ați prins pe moment, da? 300. 300, să vedem acum de câte ori se prinde 300 în 4.500 și în data am aflat numărul borcanelor mari. 15 mari. Borcane mari. Și din 33-15... Da. Vă mai fac eu o problemă. Yeah! Acum. Deci, prof online. Prof online. Are patru elevi. Merge la piață. Și vinde miere, că doar are, da? Da, are o grămadă. Așa. Prof online merge la piață și vinde miere. Miere în borcane de 900 de grame. În borcane de 900 de grame. Da. Și... Da. Și 450. Și 450. Vinde în total 50 de borcane. 50 borcane. Acum vă uitați ce fac eu, da? În 900 de grame azi, da? De 900 de grame azi, da? Așa. Și am mai spus 450 de grame? Da. Borcane de 50. Nu. De. Da, și 450 am zis. Da. De 33 de kilograme și 750 de grame în 50 de borcane. În 50 de borcane. Ai o problemă? Să se afle câte, aflați câte borcane sunt de 900 și câte sunt de 450. Deci câte am zis? Vinde 33 de kilogram. 33 de kilograme. 33 de kilograme. În 50 de borcane. În 50 de borcane. Câte sunt de 900 și câte sunt de 450? În total sunt 50 de borcane. O să pice din ce.
Așa, hai, 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 gândi că seamănă problema cu cea dinainte. E formată cu alte cantități. Deci borcane de 900 și borcane de 450. Cantitatea totală de miere care... Care avea? Care o am avut. Ah, că asta e foarte simplu acum. Bă, nu. Cred. Să vedem. 50 de borcane. Da. Da. Ha, gata, știu. E impossible. Așa avea camera să mă filmez acum câte idei să le puneți și cum vreți să... să... Nu, nu, lasă. Ideea ei muncește acolo, fiecare încearcă. E modelul același, da? Dar am schimbat cantități. Cum transformam în grame? Păi, păi, mai devreme, 33 de kilograme înseamnă 33 de mii de grame. Că e cu 1000. Deci 900 și 450 da. De grame, da? 50 sunt în total. Cum e la mine? Pe cum am făcut data trecută? Dacă presupunem că toate borcanele, toate borcanele ar fi de 450. Da? Dacă toate ar fi de 450, toate cele 50... 33 de mii minus 450... Păi da, păi, cum facem? O secundă. Trebuie să vedem ce cantitate am pune în cele 50 de borcanele, da? 50 ori 450 de grame. Deci 450 ori 50 înseamnă un lucru. Și până scădem din 33.000, așa a fost, nu? 33.750, așa m-a spus, 33.750. Scădem, cât vă dă vouă la mulțirea cui? 50 ori 50, ori 50 ori 450. Și ne dă... Nu știu că vine. 2150. 2000 sau 20.000 poate. Nu, poți să fac la tablă. Poți să fac eu? Să fac eu? Nu, nu. Ia-i poftii, măi. Ia-i, i-am făcut la tuturor. Da, lasă, te scoți și pe tine. Nu scoți și pe voi.
Deci, 450 ori 50 Și ce aflăm? Aflăm cantitatea de miere care e pusă în toate borcanelele mici. Deci presupunem că toate borcanelele ar fi de 450. Și atunci vedem diferența, mierea care o mai avem la dispoziție, nu? Mierea care o avem la dispoziție și pe care o să distribuim în continuare pentru a umple borcanul de cât? Da. 22 de 500 vine? Da, vine. Mă dați cineva altceva. Cum să fac altceva? Cum, măi, Richard? Păi Richard spune că el are alte idei la mulțirea asta. Cine? 45. Știu că se punea 0 sub ori. Da, ca să fie mai ușor. Da. Și atât? Și ți-o dat numai 2250? Da. Păi i-o dat 22.500. Da, e bine cum am făcut eu. Cum ai făcut tu? Dar el ce greșeală are? Ce greșeală are el? N-am mai pus 0. 0-ul ăsta? Da, da. Deci 0-ul ăsta se pune aici. Dacă l-ai lăsat deoparte, Richard, hai să vedem. Tu ai făcut înmulțirea numai cu 5. Nu cu 50. Dar să fii cu 50, mai dă cum un 0. Adică de 10 ori. Da, duc... 0-ul ăsta, care l-a lăsat deoparte aici. Da, ea a mulțit și a avut grijă să pună sub 5, deci a făcut treaba corectă. Da? Copii, hai să terminăm problema asta. Să o înțelegem bine. Deci 22 de kilograme 500, 22 de kilograme 500 consumă pentru a pune în toate borcănerile câte 450. Ce facem acum? Vedem diferența. Adică ce facem? Scădem din 33 de kilograme și 750 de grame, am transformat totul în grame, scădem pe 22.500 și iată cât face aici la scădere. Să cât spunem, 11.250. 11.000, deci este egal cu 11.250. Și acum împărțim pe ăsta la cât? Aici e problema. La cât împărțim pe el? Eu știu. Acum spun. Nu, la cât împărțim? Spune-te. Nu spun. La, stați, trebuie să văd 450. Da, la 450. Nu face eu 450. De ce la 450? Pentru că... Dar aici asta e scăderea. Diferența. Diferența între borcanul de 900 și borcanul de 450 e 450. Deci împărțim totul la 450. Poftim. Tot pe ea o să lăsăm. Ca zis 450. Deci pe 11.250 împărțim la... 450. 450. Dar cum facem restul altele? Împărțire? Nu așa? Acolo, la 450. Hai să schimbăm impact asta. 11.000. Că acolo e îngrămit. 11.250 împărțit la 4.450. Eu un 0 și la una și la alta, ca să nu mai ușor. Ca și m-am împărțit prin 10 și de împărțitul și împărțitul. Păi atunci 112. Împărțit la 45. Doamne, ne-a învățat să vedem 45 ori 5 sau să încercăm, adică. Așa. 45 de 3 ori ar depăși pe 112. De două ori. De două ori. De două ori. De două ori. Da. 9. Da. 9. 2. Așa. 9. 1 cu 1. 2. Coborâm pe 5. Și
K4 în 22, K4 în 22. 4 în 22 de 5 ori. 5 ori. 5 ori? 5 ori 4, 20. Da, și 5 începem. 5 ori 5, 25. 5 și 2, atenție. 5 și 2. 5 ori 4, 20, cu 2, 22. Ai scris 5? Richard, te rog să rămâi la locul tău, că se filmează și se vede și în film, te-ai plimbat. Întorc camera spre voi și atunci gata, am văzut părinții că sunteți neatenți. Da? Deci 5 ori 5, 25. 5 ori, hai, 5 ori 5, 25. 5, 5 ori scriem. Și 2 ori, îl păstrăm, da? 5 ori 4, 20. 20 cu 2, 22. Și iată câte vocale sunt decât vocale 625 de ce capacitate? De 250. Vocale mici. Nu! Sunt vocalele mari. Nu știu. Când noi am pățit diferența, am pățit-o, da? Și acum am aflat vocalele mari. Ca să le aflăm pe cele mici, ce facem? Din 50, câte erau în total? Scădem 25. Exact. Și le dă 25. Tot 25. Da. Deci, din 50 minus 25 și egal cu 25 borcane mici, da? Borcane mici. Dragilor, am făcut problema, gata, în momentul de față. Acum trebuie să vă spun care a fost șmecheria în culise. Cum am făcut eu problema asta? Cum am compus-o? Deci am spus așa. Sunt 50 de borcani în total, da? 50 de borcani. Eu în culise, borcani de cât am spus? De 900 și de 450. Cât am stat eu cu fața spre tavă, știți ce am făcut? Hai să văd cine m-a ghicit. Cine mi-a ghicit cum am gândit problema de a mers perfect, s-a pățit exact, totul a fost excepțional. V-ați gândit ce număr trebuie să faceți? Ce număr trebuie? Totalul. Am 50 l-am fixat la întâmplare. A, da? Sigur că da. Și numerele? 25 da. Și 25 le-am luat. 450 și 50. 450 și cu 900. Ați luat-o de la sfârșitul? Da, da. Eu am luat-o de la răspuns. A. Eu mi-am fixat în minte... 25 borcane mari. Adică cât face 50? Da, cât și cu cine să facă 50. Am luat 25 și 25. Da. Da? Și 25 am luat borcane mici. Borcane mici. Și acum, nu știam cantitatea în total care să o dau. Nu știam cantitatea, dar trebuie să dau o cantitate corectă. Că am zis 33 de kg, 750 a fost rodul unui calcul. Și am zis așa. 25 ori 900, nu? 25 cu 900. Și 9 ori 5, 45, 5, 4. 9 ori 2, 18 cu 4. 18 și cu 4, când vine 22, nu așa? Deci 9 ori 5, 45. 9 ori 2, 18 și cu 4, 22. Cobor cele două zerouri. 22.500. Pe de altă parte, 25, celelalte borcane mici, le-am înmulțit cu 450, cu 450, 5 ori 5, 25, 5 ori 2, 10 și cu 2, 12, 4 ori 5, 20, 4 ori 2, 8, cu 10 ori cu 2, 10, 10, și 5, coborând și 0 ăsta aici, da? Ne dă 1000, 11.250. La 22.500 am pus pe 11.250 și am obținut cantitatea de 33 de kilograme, 750 de grame. Așa v-am dat eu numai. Deci am mers, eu de așa mi-am fixat în minte câte sunt de 900 și câte sunt de 25, de 450. Da? Dacă eu, un alt număr acum, dacă eu zicem sunt 70 de borcane,
Dacă zic 70 de borcane, atunci îmi fixez în minte, când construiesc problema, îmi fixez în minte câte sunt de un fel și câte sunt din celălalt. Înmulțesc, dacă zicem 70, să zicem 50 sunt borcane mari și 20 borcane mici. La borcanele mari, 50 înmulțesc cu cât? Cu 900. La borcanele mici, înmulțesc cu 450. Găsești o anumită cantitate aici, o cantitate acolo, le adun și așa dă o problemă. Deci, șmecheria este că în culise, tu, ce faci? Ca la momentul când faci picioarele. Da? Acolo la picioare ce aveam? Aveam șmecheria că era un număr impar. Și aveam intervalul de unde mă pot mișca. Dar aici nu mai pot să fac chestia asta. Deci eu trebuie să fixez de la bun început în mintea mea câte sunt de într-un fel, câte sunt de celălalt. Înmulțesc cu cât se află într-un borcan mic, cu cât se află în borcanul mare. Aflu cantitatea la fiecare din borcane. Le adun și în felul ăsta știu foarte bine cantitatea totală când formulez problema. Deci, vedeți, asta e șmecheria de culise. Și atunci, voi ce trebuie să faceți? Având experiența asta, de la găini și iepuri, presupunem că ar fi toate mici, vezi cât e consumat, câtă cantitate e consumat, după aceea scădem din cantitatea totală cât ai consumat, vezi cât mai ai la dispoziție, faci diferența dintre gramaj, nu? Ca, de la unul la mare la mic, și împarți la câte diferențe ai. Da? Ca să afli numărul borcanelor mari. Asta e șmecheria. Zim. O să ne dați cumva de făcut și noi o problemă? Sigur că da. Ai și bănuit. Deci pe chestia asta, mai repet o dată ca să fie clar, să o înțelegem bine, da? Da. Deci, atenție. Voi face o problemă acum la vedere. Nu ca data trecută când m-am stat deoparte. Și acum o să o gândesc cu voi deodată, da? Ca să vă, voi să vă puteți formula și voi acasă probleme de genul ăsta. Zice acasă. Da? Spune-mi. Prof online. Nu prof online. Ștefania. Zice. Ștefania. Da? Merge la piață să vândă cu bunicul, să vândă miere de albine în borcane. Da? Scriem. Toată lumea scrie. Ștefania merge la piață să vândă miere de albine puse în borcane de două categorii. Puse în borcane de două categorii. Și spunem. Borcane de ziceți voi, de câte grame odată? 500. Borcane de 500 grame și alte borcane? 900. De 900 de grame. 900 grame. Deci două categorii de borcane. De 900 și de 500. În total, câte borcane să zicem care Ștefania acolo? 45. 45 de borcane. Total. Se poate și în mult, total, 45 borcane, da? Adică și borcane mari și borcane mici. Da. Acum e momentul să fixăm în mintea noastră. Din cele 49 gândim, câte să fie mari și câte mici? Din 49, din 45. Da, fixăm 25. A, nu. Mari. Și 20 mici. Mai scriem asta? 20 mici. Păi scris ca să vedeți cum gândim problema. Să aveți model de construcție a problemei. Păi așa ne ies 45. Păi nu sunt 45? Da, 45. Deci 25 mari și 20 mici. Da. Și acum, la cele mari 25 înmulțim cu cât? 25 înmulțim cu... 25. Alo. Da, sunt la treabă. Vă salut. Ne-ați sunat pentru probleme? Nu.
Suna cineva să vadă dacă sunt aici, de la pază. Deci, 25, ori cât te mulțim aici? Ori 900. Ori 900, că sunt, alea mari au 900 de grame. 25 ori 900. Egal cu cât? Hai să mulțim aici. 25 ori 900. Nu, o să o fac eu repede, ca să nu mai pierdem timp. Mai avem o problemă. O fac rapid. Nu mai avem o problemă, așa știu eu. Da, dar mi se pare cam ușor. O, vedem. 9 ori 5, 45. 9 ori 2, 18 și 4, 22. Punem 0 ori și 22 de kilograme și 500. Da, 22 de 500 grame. Acum, pe 20 îl mulțim cu cât? Cu... Dacă sunt mici, cu 500. 20 ori 500. Cine spune că face 20 ori 500 de dată? Păi 5 ori 2, 10. Și urmate de 1, 2, 3, 0. 10.000. 10.000 de grame. Ați văzut cum am făcut? 5 ori 2, 10. Și am numărat câte 0 ori vin de la 5, 2. Termen, da? Da. 3 0 ori n-a fost. 10.000. Acum, la cantitatea de miere care se află în borcanele de 900, adun și cantitatea de miere care se află în borcanele de 500 și mai pun 10.000 aici. Și în total voi avea 32.000 de 32.000 de grame. 32.500. 32.500 grame. Da? Deci da, atenție multe copii. Acum formulez așa. Ștefania merge la piață cu bunicul său să vândă miere de albine. În total 45 de borcane. Da. Iar cantitatea care se află acolo, în cele 45 de borcane, este de 32.500 grame. Deci cantitatea care se află în toate borcanele este 32 de kilograme și 500 de grame. Să se află câte borcane sunt de un fel, câte borcane sunt de 900 și câte sunt de 500. Câte sunt de 900 și câte sunt de 500. Deci vedeți, dar am muncit în culise când mi-am dat, până am ajuns la numărul ăsta. Fiindcă eu am fixat de așa. Eu, ca propunător, eu, ca cel care știu problema, mi-am fixat deja câte borcane sunt mari. 25 și 20. Dar tu nu știi asta. Tu trebuie să afli asta. Și atunci, eu, ca să dau corect cantitatea, deci ca să dau corect cantitatea, să meargă problema frumos, a trebuit să mulțesc pe 25 cu 900 și pe 20 cu 500. Da? Și în felul ăsta am ajuns la 32 de kilograme 500. Și așa formulez. Să se afle câte borcane sunt mari, câte borcane sunt mici, știind că în cantitatea totală este de 32 de kilograme și 500. Află? Nu. Eu m-am arătat cum se propune problema. Deci a voi acasă cum veți face? Veți face așa. Luați borcane din un anumit tip, din un alt tip. În total, câte vreți voi? 400 și... 600. 400 și 600. Foarte bine. Dacă le adunăm de 2000. 400 și 600 dacă le adunăm de 2000. Foarte bine. Dar acum ați înghicit cum am gândit? Deci, luați cele două categorii de... Mesiu. Cele două categorii de borcane. De... A spus 600 și de... cât? 400? Da. 600 și 400. Și total, numărul borcan, totalul îl știți. 45 sau 50 sau 60 sau 70 de borcane cât vreți voi. Dar ca să dați cantitatea corectă, trebuie să vă fixați voi în minte
Cum descompuneți? Câte luați de un fel, câte luați de un celălalt fel. Deci nu luați, nu dați la întâmplare cantitatea de miere, ci ea este rezultatul unui calcul făcut de voi. Păi de aia sunteți propunători. De aia faceți probleme. Facem problema data sau calculele astea? Faceți calculele astea, ca să ajungeți la cantitatea corectă și cum eu propuneți celui care trebuie să o rezolve. Cum de fapt v-am gândit-o eu acum și așa, în felul ăsta, veți face și voi. Deci, atenție! Atenție, copii! V-am ridicat un pic și mai sus stacheta. Deci, problema aceea cu găini și iepuri nu este la întâmplare făcută de mine. Ci ea este de folos foarte tare. Foarte tare în probleme asemănătoare. În clipa de față, am înțeles că presupunem că ar fi toate borcanele, cum face el, rezolvitorul. Toate borcanele ar fi de 500. Da? Toate ar fi de 500. Ei obții o anumită cantitate de miere, scazi din toată cantitatea asta pe cea care se află în borcanele de 45, de 500, și ceea ce ai în plus, împarți pe urmă la diferența dintre 500 și 900, diferența de 500 și 900 este de 400, împărțim la 400 și acolo găsim răspunsul borcanelor mari. Da? Câte facem? În genul acesta, două probleme. Da? Compuneți două probleme, după modelul acesta de aici. Dar mai insist o dată. Mai insist o dată, ca să înțelegeți bine tehnica. I-am înțeles. Da? Atenție. Chiar dacă ați înțeles, mă rugăm o dată. Deci, cum suntem în etapa cea mai frumoasă a activității noastre. Aceea că rezolvăm o problemă și nu ne mulțumim cu rezolvarea în sine, ci încercăm să vedem, cum v-am spus și ieri, pătrundem în mintea autorului, îl dezbrăcăm complet și ce facem? Vrem să ghicim cum a gândit el și să facem și noi probleme după modelul lui. Asta e fantastic. Asta e lucru extraordinar. Ce mai avem aici foarte important? Prima problemă, hai să ne amintim, am făcut-o corect, am găsit bine problema, dar mai avem o pretenție acolo. Vrem să găsim o idee deșteaptă care să ne permită să facem într-un alt mod problema. Nu ne mulțumim doar așa, am găsit-o, dar la vedere, ne vedem mai departe de treabă. Nu. Ne-am obișnuit să căutăm, să găsim soluții și mai frumoase. Și cine va găsi soluția frumoasă, o prezintă data viitoare și va primi felicitările ale mele și ale colegilor voștri. Deci o idee deosebită aștept la voi, da? Ștefania, rămâne problema cealaltă, să o facem. Știți cum ne facem? Facem așa. Ne sunăm duminică, în jur de ora 5, cred că ajung acasă. Eu plec de mâine, v-am spus, dar mă întorc duminică, sper să mă întorc, la 5, așa, ne sunăm și să vedem dacă am ajuns, ca să vedem problemele astea, că nu îmi fac cu gândul să nu le vedem. Da. Și mai avem o a treia problemă, nu așa? Da, dar e foarte. Aceea e ușurică, da? Da. Ai văzut-o? Tu te-ai uitat la ea. Da. N-am mai avut noi timp să o facem, dar sper că o facem duminică. Dacă nu ajung, mă sunați și spuneți, pe unde sunteți? Și eu vă spun, sunt așa, mai durează o jumătate de oră până când ajung, sau știu ce se întâmplă din zona în care mă voi afla. Mai mult ca sigur, ne vom schimba mâine. Deci ne ducem acolo unde am spus, la liceul Alexandrii. Vorbiți cu părinții, știu unde va fi, voi pune un afiș, vom orienta toate lucrurile, da? Exact la liceul de construcții, vis-a-vis de liceul construcții, este firma Neraton. Notați-vă, Neraton. În cadrul firmei acestea, am obținut un spațiu și acolo mă voi duce.
Știți liceul Alexandrie și școala 18 este pe linia aceea. Deci este strada Vasile Alexandrie acolo, da? Și vis-a-vis de liceul economic, din la parte, la liceul de construcții, în colț cu Alexandrie. Deci se termină Alexandrie și imediat pe colț acolo este Neratov. Firma Neratov. Da. Mergeți cu bine, a fost o lecție foarte frumoasă. Mă bucur tare mult că din nou am reușit o lecție. La revedere, dragilor!